Săptămâna trecută, colegii mei de la Jurnal TV au prezentat o anchetă care, în mod normal, ar fi trebuit să zguduie opinia publică de la noi și să se lase cu multe percheziții, descinderi și arestări. Trăim în Moldova însă, iar aici nimic din toate astea nu s-a întâmplat. Materialul s-a bazat pe o înregistrare a unei conversații telefonice între fostul deputat Ștefan Gațcan și cumnatul său. Povestea e simplă. Gațcan, din câte povestește chiar el, a luat bani în vara lui 2020 de la Vladimir Cebotar pentru a părăsi Partidul Socialiștilor și a adera la Promoldova. Banii, așa cum se obișnuiește pe la noi, au fost luați într-o pungă, culioc, cum se spune în limbajul neauș. Gațcan i-a transmis culiocul cu bani cumnatului său, iar acela i-a făcut să dispară. După ce Gațcan a fost sechestrat de socialiști, bătut prin beciuri și purtat prin Podgorii, s-a întors la PSRM, respectiv i s-au cerut banii înapoi. Doar că Dima, cumnatul lui Gațcan, nu a mai vrut să îi întoarcă, iar de aici a început un adevărat război între cei doi. Tu dacă crezi că cu Plăhăniu poți discuți altfel însă și mai departe, nu poți discuta. Mie m-a chemat tăță să este. Începând cu Dăminte, cu Candu, tăță, salut. Eu ți-am spus să e clar. Pachetul ți-am dat, pachetul îl dat. Eu ți-am spus cum a fost. Dima. Nu am la mine, nu eu, dar am aruncat-o la gunoi, știi? Dima, băi, tu înțelegi că tu ai distrus, mă distrugi. Dar nu distrug eu nimic. Băi, eu te distrug, înțelegi, știi, tăi. Cui tu trebuie să întorci? Și trebuie să întorci? Un milion trebuie să întorci, înțelegi, tot procente. Noi știm că în Republica Moldova, în special în ultimii 10 ani, am avut zeci de cazuri în care deputații au trecut de la o fracțiune la alta pentru bani. De fapt, de la o fracțiune la Plahotniuc, pentru că el este cel care a împământenit această practică în Parlamentul de la Chișinău și, potrivit lui Gațcan, tot el a fost și furnizorul banilor care au ajuns la el. Niciunul dintre cei care au luat bani de la Plahotniuc pentru a-și schimba fracțiunea nu a ajuns însă la pușcărie, așa cum nu s-a întâmplat nici cu vreunul dintre cei care au transmis banii. Ba mai mult decât atât, singurul dosar care a vizat tangențial cazuri de corupere politică, cel cu implicarea foștilor deputați comuniști, a fost deschis pentru îmbogățire ilicită și pare și acela să se împotmolească încă înainte de a ajunge în instanță. Majoritatea celor reținuți sunt deja acasă, iar sechestrul pus pe averile tuturor transfugilor de 7 milioane de lei este unul ridicol de mic. În plus, mă întreb acum, la fel cum m-am întrebat și în ziua reținerii transfugilor comuniști, ce se întâmplă cu transfugii de la PLDM. Unde sunt dosarele penale în acest caz? Pentru că absolut nimic nu se mișcă în acest sens. La fel cum nu prea sesizez zel din partea procurorilor, nici în cazul Gațcan și a dezvăluirilor făcute de colegii mei săptămâna trecută. Pentru că acolo se dau nume. Plahotniuc a dat banii, Cebotar mi cere înapoi, am probleme cu Damir și Candu, domnilor procurori. Cu Plahotniuc e clar, a plecat și se pare că nu vă bateți prea tare capul de el. Dar Cebotar a fost chemat să dea cu subsemnatul, dar Candu, dar Damir, cel pe care tot l-ați lăsat bine mersi acasă, deși e vizat într-o serie de dosare penale. Mai urmăriți odată materialul Jurnal TV, poate ajunge și la mintea voastră gravitatea lucrurilor despre care se vorbește acolo. Și apropo de același Gațcan, el mai lasă de înțeles că a fost impus să nu-și respecte angajamentele pentru care a luat bani. În acea perioadă s-a discutat mult că ar fi fost sechestrat, ținut prin beciuri, bătut, scos cu deasila din țară. În cazul ăsta, cum mai decurge ancheta? Vreun furculiță, vreun Bolea, vreun Dodon ați convocat la procuratură? Așa e că nu. Că nu vă duce capul, că nu există suficient interes politic sau material, că pur și simplu nu sunteți în stare să vă faceți treaba. Măcar îndepărtați-l pe Gațcan de la operații. Ați văzut că în aceeași înregistrare a spus că îi tremură mâinile și nu se poate concentra din cauza că a pierdut banii. Altfel, s-ar putea să ne mai trezim și cu vreo tragedie.